Dar tu faci 700 de euro. Mai. Reintră el ca. Un galben în spate la roșu. In your way, cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Salut, salut băieți, bună seara, la mulți ani România. Uuu, frate, îmi sparge urechile. Deci nu mai aud nimic. Da, pericol. Ia uitați-l. Vă salut, băieți. Bună seara. Bună seara, bine spus. Ia să vedem când... frate... Mama mea! Îți sparge urechile, timpanul, tot ce vrei tu, frate. Deci rămâi fără auz. Ok. Mama mia, cum mi se mișcă, frate, ești nebun. Frate, dar eu nu știam că are cutie de viteză în 12.000 de trepte. Frate, ce cu cutia aceasta de viteză? Să-mi bat piciorul. What the fuck? Nasol pentru mine. Da, băi, hai să dau muzica un pic mai încetul. E nasol pentru mine pentru că eu am cutia pe manual, frate, și nici nu m-am așteptat că ce cutia nu e în 6 trepte. De rote la trafic. Vai, să-mi bat piciorul. Mamă, mare greșeală am făcut, frate, că nu am trecut-o în automată. Vai, să-mi bat piciorul, nasol pentru mine.
Da, mă descurc. Bine, măcar că am setările mele, știu cum să le schimb și e bine. E bine, frate, că îți pregătești pentru treburi de genul. Sper că mi-am închis microfonul pe TeamSpeak. Că nu mai știu ce am făcut, frate. M-aude cineva pe TeamSpeak? Nu m-aude nimeni. E bine, frate. E bine că nu mai știu dacă mi l-am blocat sau nu. Ok. Oprește și dezi cutia, nu pot. Nu pot să o opresc, să dau cutia. Da, o să mă descurc. Hai că merge bine. Nina Dani, te salut, drumuri bune și ție. Schimb treaptă cu treaptă, frate. Hai că n-am mai făcut de mult treaba asta, frate, cu o cutie de în 12 trepte. Chiar e o adevărată provocare pentru mine acum să fac treaba asta. Ia uite că am ajuns într-a 12. La mulți ani, Victor. Te salut, Mario, vă salut, băieți, îmi cer scuze, dar n-apuc să vă salut pe toți, corespunzător. Hai să lăsăm pe Johnny să treacă pe poziția lui. Ok, nici nu mai știu în ce treaptă să bag, frate, căutam ca într-o găleată vitezele acum. Cât sunteți? Eu am auzit o sumă de undeva de în jur de 600, deci cam 600 de camioane. Acum cine știe? Cel mai bine o să ne vedem pentru că s-au plecat din orașe diferite. Deci n-au încăput toți în același oraș. O să ne întâlnim cu toții la parcare. La mulți ani în România, foarte frumos, Mavi. La mulți ani în România, corect, bine spus. Pe tab, da, maestrit, degeaba dau tabul, pentru că se pleacă din orașe diferite. Cât suntem așa pe aici, vreo 100 și ceva, adică, când am plecat din cale, chiar am început pe tab și erau vreo 140. Acum, crede-mă că nu au plecat toți. Deci, o să vedem la destinație. Atunci, acolo se vede. Alexandru, te salut. Da, corect, iar cu live-ul. Categoric nu-i știu, Aline, că n-ai cum să cunoști atâtea persoane. Deci, categoric nu-i știu pe toți. Unde sunt? Pe drum, frate. Ia uite-te, frate, trec pe avarii, că se vede deja că e groasă treaba aici. Atâta.
Da, acum o puteam trece pe automată, dar nu mi-am dat seama. Stai că data următoare o trec pe automată. Salut, salut Gabriel. User left your channel. Eu abia mi-am făcut controlul de la asta pe profilul ăsta și cred că pedala mea nu e așa de simplu. Păi nu mai e stabil. Hai să vedem, se deschide bariera. În timp? Da, s-a deschis în timp. Ok. Hai că am ajuns într-a 11-a. Te salut, Dănuț. Denis, te salut, te pup. Mevi, mulțumesc pentru apreciere. Gypsy, te salut. Frate, random event. Mare atenție cu random event, frate, că am mai pățit-o pe multiplayer. Salut, Radu. Adi, Adrian, salutare. Salut, Denis. Hai, colos ușurel. Frate, dar de ce s-a oprit? Ia să vedem, opțiuni, comenzi, automată. Hai că am reușit, frate. Gata. Sunt un șmecher, frate, dacă am reușit treaba asta. Vai, să-mi va picior, chiar sunt un șmecher că am reușit treaba asta. Man, ți se potrivește jocul ăsta ca o mănușă. Oh, ce frumos spus, Bogdane, mulțumesc. Cum merge live-ul? Tu să-mi spui, că eu nu știu cum merge, Darius. Tu să-mi spui, cum se vede, cum merge live-ul? Merge bine? Știi cumva dacă se... Da, se va băga, Adelin. Dar când, nu știu să spun, n-am nicio informație. Dar știu, atâta informație am primit, că ei vor băga DirectX 11. Dar cât de curând? Adică eu am auzit zvonul până la sfârșitul anului, ceea ce nu mi se pare posibil încă. Dar să sperăm că poate în decembrie de Crăciun o să ne dea direct 11. O să-l iau drept cadou. FS19 nu joci. Nu, nu, momentan nu. Joc Eurotrack-ul. De ce se aude un picăit? Păi nu știu, nu știu exact ce picăit se aude. Adelin, eu nu fac parte din nicio comunitate. Eu doar am fost invitat la convoiul România Elite. Convoiul național. Convoiul intercontinental, frate, că e și firmă canadiană și așa mai departe. Ei sunt fani sau prieteni? Și una și alta și niciuna, adică mă, sincer, n-am de unde să știu, frate, dacă îmi sunt fani, dar nici prieten nu îi pot considera, de ce să mint, că e ușor să spui cuiva că ți-e prieten, dar cu adevărat nu e. Deci, nu știu, nu știu. Deci e o întrebare destul de grea. Deci prieten n-aș putea considera, pentru că nici nu ne-am întâlnit în viața reală încât să legăm o prietenie, știi? Ce înseamnă DX11? DirectX11, asta înseamnă. A, de la TS-ul când vorbește cineva sau stația, posibil. ATV, nu-ți răspund? Dar la ce întrebare? Că ce fac? Păi vorbesc, dacă nu ți-ai dat seama.
nu vreau să fiu ipocrit, dar cred că auzeai ce fac, nu? Și îți dai seama ce fac, conduc. Acum au început să fie ce este asta. De sus, de pe feribot. Frate, numai pe avarii se merge pe aici? Ia uitați-vă. Ionuț, nu, n-am fost la paradă. Tu, e tare convoiul. Bravo ție, mâne, cât te-ai băgat în convoi. Mulțumesc, tu. Adică vreau să-i mulțumesc comunității România Elite că m-ai invitat. Ok, man, nu fi nervos. Nu, nu sunt atât de nervos, nu, serios. Nu, stai liniștit, deci nu am nimic personal sau nu ți-am răspuns răutăcios. Doar am vrut să spun că e o întrebare, știi, ce faci, știi? Adică, what the fuck? N-are sens întrebarea. Cred că ți-ai dat seama ce fac. Iachi, ești aici? What the fuck? Ia uite, frate. De ce se circulă așa? Unicul lucru care nu-mi place e că se accelerează tare și se frânează brusc. Se merge în hopuri. User joined your channel. Andrei, mă jur că m-am uitat, dar am uitat. Mă jur că m-am uitat, dar am uitat unde trebuie să ajung. M-am uitat doar traseul și am văzut că e scurt. Nu e un traseu foarte lung. Te salut, Alex. Salut, Daniel. Eu de obicei tot Scania. Îmi place foarte mult cum arată și interiorul și exteriorul. Adică de acum am început să renunț la Volvo, că înainte îmi plăcea Volvo. Dar de când a apărut Scania nouă, văd că mai mult stau pe dânsa. Deci chiar dacă n-aș vrea să recunosc, mi se pare mult mai tare. Ia să vedem. O lăsăm încetul. Salut, Fanta. Tu faci giveaway? Mevi, nu. Nu, dacă ai venit pentru giveaway, nu. Ce faci? M-am abonat și eu, cu plăcere. Păi nu mi-a afișat, frate, că te-ai abonat, că îți mulțumeam. Dar oricum îți mulțumesc. Oricum îți mulțumesc că ai venit pe live, până la urmă, chiar dacă poate ți-am stricat ziua. Mai bun Manul? Nu, no, nu, no, Bogdane, Manul nu. Nu este mai bun ca și o Scania sau un Volvo. Bună seara, Dragoș. What the fuck? Păi ce se întâmplă aici, atâta, frate? Frate... ce se întâmplă aici? Păi ne intersectăm, fraților. Ia uitați. Băieți, sunt toți din convoi. Pe ce Europa ești? Este server dedicat convoiului. Serverul parcă se numește România Elite Convoi Național. Sau Convoi Internațional, ceva de genul se numește. E ultimul server. Nu, pentru că este un convoi intercontinental. Categoric, sunt invitate mai multe comunități, la fel ca și la paradă, unde sunt invitate, na, și, cum se cheamă, soldați din alte țări la paradă. Așa a fost și aici, la această paradă, în Eurotrack, au fost invitate și comunități străine.
Cum mărești zoom în bord? Adi, vezi că ai în setări la butoane, vezi că este zoom cameră interioară pe la sfârșit pe acolo. Și îți setezi tu, uite. Poc, vezi? Da, ai cu zoom unde vrei tu. Ia uite-te ce e aici, frate. Frate, dar nu-mi aud gândurile. Păi poți să vezi și tu, Ovidiu, că eu nu știu acum. Eram peste 700. Ia uitați-vă, fraților. Super tare chestia asta. Super, super tare. Efectiv ne-am întâlnit cu toții. Chiar e super mișto ideea că ne-am intersectat. Am înțeles, deci n-ai venit. M-ai întrebat doar. Știu că ce comunitatea Rotrans HD vrea să facă un giveaway. Eu, na. Nu vreau să par nepoliticos, categoric o să fac acel giveaway, dar sper pe mâine să discut cu dânsii și în ce constă giveaway-ul din partea lor și o să fac un live dedicat pentru treaba asta, că așa mi se pare frumos. Să fac un live special pentru Rotrans HD cu acel giveaway. Acum suntem la convoiul național de Ziua României și să rămân așa. Camionul e simplu roșu, deci nu e mare scofală. Dar cum prind ocazia, cum ți-l arăt, nu e nicio problemă. Uite. Suceava, îl știi pe pericol? Da, categoric îl știu pe pericol și știu că este și el, e un pic mai în față. E cu vreo 6 camioane în fața mea, dacă nu mă înșel. Ăsta e tot convoiul? Bogdane. Sunt vreo, cu aproximație, peste 600 de camioane, deci nu e tot convoiul. Categoric, e un mega convoi. Da, da, Valeriu, știu că e cu vreo 6 camioane în fața mea. Când am plecat, eu îl vedeam că era în fața mea parcat, oarecum, în partea stângă. Salut, tu de când faci parte din România Elite? Eu nu fac parte din România Elite, am fost invitat. Eu am venit ca și invitat la acest convoi. Da, și cineva da să treacă de acolo și a luat kick, frate, de la admin. Sunt foarte multe admini, deci aveți grijă. Pentru doritorii de troll, să știți că sunt foarte mulți admini. Pe tot drumul o să vedeți admini. Deci cred că adminii nu mai sunt pe multiplayer, dacă o mai rămas vreo 2-3, mă gândesc că am înțeles că sunt vreo 6 admini, ceva de genul. Bine, salam aleikum, Jorica. Salam aleikum și ție. Aleikum salam. Aleikum salam. Aleikum salam. Frate, aleikum salam. Sade și nu ești, te dai să-l automatic kick-ă-gea. Așa li salam, dar n-am. Dar să am ce să nu. Frate, e prea de tot. N-am ce-s? N-am să găsesc doar și știi. Gata, frate, am scăpat de stație. Mama mia. Vai, să-mi bag piciorul. Cum se auzea, frate? Mi-au spart timpanele. Deci cu salamul lor de Sibiu, de Brașov, de ce era. Unde vă duceți? Eu am mai zis-o la toate convoaiele. Eu tot timpul merg după efectul de turmă. Știi? Unde plec băieții, mă duc și eu. Dacă unul o ia hăisa, mă duc și eu hăisa. Dacă unul o să aruncă cu capul în fântână, eu sper să mă arunc cu picioarele, măcar să nu cadă în cap. Da, înțelegi gluma? Câți kilometri are traseul? La asta nu m-am uitat.
Dar nu e lung, chiar sincer, mă jur, nu e lung traseul. Pentru că sunt foarte multe camioane să nu dureze foarte mult. Din cauza asta nu e foarte lung. Deci nu cred că are 1000 de kilometri. Cum intru și eu? Unde să intri, dragonule? Robert, și tu vrei să participi? Păi, na, ce pot să mai zic eu? Trebuiau comunitățile să faceți parte dintr-o comunitate, să fiți invitați, dacă nu, la acest convoi. E super mega giga convoiul, adică e un convoi intercontinental, o vă mai spun o dată, intercontinental. Comunitate din Canada și așa mai departe. Deci, nu numai comunități românești. Și o să vedeți, la parcare. Deci o să dureze parcarea mai mult decât v-ați imagina voi. Dacă sunt peste 600 de camioane, e record. Chiar e un record. Pe cuvânt, chiar cred că o să fie din nou un record. Bagă de seamă, dacă mai ții minte convoiul ăla în care a făcut istorie cu mai multe comunități, pe jumătate de convoi a încurcat drumul. Daniel, chiar nu mai știu dacă a fost probleme la acel convoi, chiar sincer, nu știu de așa ceva, dar oricum. Crede-mă că aici chiar 800 de camioane sunt acum pe server, Bogdane. Deci gândiți-vă un pic. Dacă o să aibă ceva 5 FPS-uri, corect, Dane. Categoric o să am 5 FPS-uri, că știu eu cum să fac să am FPS-uri. Mă uit de sus, frate, și de sus îmi cresc FPS-urile tot timpul. Ce-i drept, da, dacă rămân în cabină, nu prea am șanse la FPS-uri. Tot timpul în cabină mănâncă FPS-uri. Ia să vedem acum câte persoane sunt aici. 17. Oh, e nasol, frate. E nasol că deja parcă simt un pic așa stingher. Unde să intri? Cum intru? Ce trebuie să fac? Să intri într-o comunitate? Depinde ce comunitate, că de obicei intri pe TeamSpeak sau pe Discord. Ca să intri într-o comunitate, să vorbești. Trebuie să dai un test. De obicei în toate comunitățile se dă un test, să se vadă că știi să conduci. Acum depinde, că fiecare comunitate are un regulament. Trebuia să fie pe harta României acest convoi. Alex, multe trebuiau, știi? Trebuia să am și o mămăligă pe bord, cu ceapă, cu slănină. Că așa e tradițional românesc, cu sarmale. Îți curge apă în gură? Frate, mie îmi curge deja când mă gândesc cu sarmale, cu slănină, cu... Fraților, eu n-am mâncat încă, adică am mâncat la ora 12, de atunci n-am mai apucat să mănânc. Și deja îmi plouă în gură când mă gândesc la niște sărmăluțe cu slănină, frate, cu o leagă de ceapă și o mămăliguță caldă. Dacă se poate și o pomană a porcului, frate, deja salivez. Dați-vă colo, fraților, că deja poate pic pe aici pe jos de foame. N-am nimica de mâncat. Ba da, uite că am o prăjitură pe birou, dar e prea mare, frate. Cu smântână, uite, Alex vine cu o completare. E camionul tău, e salvare. Nu e salvarea mea, nu e profilul meu, e profilul comunității. Nu te supăra, ce se vede așa ciudat? Nu știu, chiar sincer, nu știu ce vezi tu tare ciudat acum, sincer. Na, spune și mie, se vede ceva ciudat? Că nu știu cum se vede. Și puțină sare? Corect, dacă e să vorbim de mâncare, frate, și cu sare merge bine. Ca să știți că eu am 3 pisici, frate, și mie e că poate oricând să-mi calce pe priză. Continuăm. Doar mesajul meu nu-l vezi, spune Alex. Alex, chiar nu l-am văzut până acum. Și care era mesajul? Uite că am văd de la Valeriu un luț. Salut, baftă cu convoiul. Mulțumesc frumos, Valeriu. Cât durează cursa? Nu mai durează mult.
Convoiul nu mai durează mult. Eu zic pe undeva maxim 100 de kilometri dacă mai sunt. 100 de kilometri înseamnă 10 minute. Sunt pe 1080, se vede mai pixelat. Înseamnă că setările mele nu sunt foarte bune pentru multiplayer. Eu de obicei fac live-uri pe single player. Diferă grafica. Când mai faci live? Mâine, Alex. Salutare la o serie de Samp. Nu-mi place Samp-ul, recunosc. E o grafică urâtă. Nu-mi place grafica la Samp. Salut, Darius. Mai degrabă 5M, frate. 5M mai joc, dar Samp nu, no, niciodată. Îți place Eurotrack? Categoric, da, e jocul principal al canalului. Adică am 1700 sau 1800 de ore pe el. Bitrate-ul. Poate și bitrate-ul, dar nu cred că e pe undeva pe la 15.000. Dacă îl urc la 30.000, nu o să mai poată să se uite nimeni de pe telefoane. Nu cunosc volanul, Darius. Nu aș putea spune că da sau ba. Salut, Cătălin. Nu știu cum la voi, dar la mine se vede bine. Păi tu la ce te uiți? Te uiți pe telefon? Căci pe telefon, da, te cred că se vede mai bine. Dar dacă te uiți pe PC, se poate să se vadă un pic pixelat, cine știe. Acum, la mulți ani și ție, Mihai. Nu te joci NFS? Ba mai joc, Paul, dar nu pe live-uri. Mă duc să mănânc. Să ai poftă, Alex? Poftă bună. Pe calculator. Acum nu, cine știe. Te salut, Covasna. E posibil să se vadă un pic pixelat, ce-i drept, că știu că și live-ul trecut m-am uitat pe înregistrare, cum s-ar spune, și am văzut un pic pixelat și nici eu nu știu de la ce poate să fie. Am înțeles, Valeriu. Corect, Ovidiu, bună inițiativă. Și se vede nașpa. Îmi pare rău, Mihai, să aud chestia asta, sincer. Chiar acum e prea târziu să mai pot rectifica ceva. O, frate. De pe ce site pot să-mi cumpăr ETS2? De pe G2A, Instant Gaming, CDK, nu știu, Kinguin. Vezi și tu acolo, Pinguin, cum dracu s-o fi numit toate site-urile astea. Și îți recomand Steam-ul, că e 5 euro. Deci de pe Steam nu ți-ai țiapă niciodată. Deci acum cumpărăți, dacă ai, cumpărăți azi sau mâine. Cel târziu, că de luni expiră ofertele. Dă-ți pe rezoluție mai mică, eu joc pe totul full, ultra sau cum vrei tu să-i spui. Ce model conduci? De Scania. Te salută, Maximum Power. Hai, frate, ia uite cât prinde. 130. Hai că merge, frate. Uite, îi dau 140, frate. User left your channel. Te salut, Alin. Ce marfă duci? Nu contează. Nu duc nicio marfă, trag o remorcă după mine. Da, 397 la fel. După G25 doar că e secvențial. Da, dar nu știu nimic, Darius, adică nu l-am văzut, nu mi-l pot imagina așa, că e apărut după G25. Nu știu ce unghi de rotație are. Joci pe Europa 2? Crețul nu, e convoi, e intercontinental, are server dedicat, e ultimul server.
Serverul se numește România Elite Convoi Internațional, dacă nu mă înșel. Așa se numește chiar serverul. România Elite Convoi Internațional. Oh, frate, până la urmă tot arbitrat. Frate. Oricât m-am păzit eu, frate. Ia uite-te. Poc, 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 poc. Ia uite acolo, frate. Poc, 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 poc. Da, asta nu înțeleg nici eu de ce se frânează așa de tare. Nu știu care e, naiba merge acolo în față, frate, de frânează până se oprește toți. Josh și ETS2 pe live? Păi ce fac acum, Vasile? Pe Steam ETS2 este 274, nu cred asta, Meve. Salut, ești din Suceava? Da. Da, categorie, din cartierul Georgenescu. Frate, iarăși. Deci nu vine a crede, iarăși se merge încet. User in your channel timed out. Te salută, Mariane. Dar eu n-am știut că este ETS2. Vasile. Da, este Euro Truck Simulator 2 multiplayer. Frate, dar e super ieftin, cred că o să-mi iau și eu încă unul. Îmi mai fac un Steam, îmi bat piciorul, îmi iau. Mi-l mai iau o dată, frate, că e prea ieftin. Încă să nu mi-l cumpăr încă o dată. Și ATS-ul cât e? O, oh, te salut, Bugde. Dar de ce să devii mic fan, că acum am observat. Ce s-a întâmplat cu tine, Bugde? Deci băieți, intrați pe Steam dacă vreți Eurotrack-ul, e super mega ieftin. 2,75 €. Cristian, îți mulțumesc frumos. Serios, ceva, nici acum nu vezi mesajul meu, atunci să băgăm picioarele în el de live, să nu mai facem nimic, nu? What? Că nu înțeleg, Alex, ce cu supărarea asta așa pe tine? Ce hartă e asta? Păi sunt pe multiplayer, nu e hartă, să spun eu, e hartă, cum vrei tu, e harta default. Ce remorcă e? Nu cunosc, n-am făcut eu camionul, nici remorca. Acum ajunge și noi aproape de parcare. ATS-ul a rămas la fel de scump, frate. 5 euro, e mult încă. ETS2 e 5 euro pe Steam, nu 2,79. Păi cine a spus că e 2,79 sau 2,80 cât dracu' fi? Da, păcat că era super mega ieftin. Păi, Bogdi, ce s-a întâmplat cu tine? Că nu te-am mai văzut până acum. Daniel și ATS-ul e 3,79. Da, chiar se bagă aici atât la greu și acum cred că iar se frânează brusc. Frate, Need for Speed. 140, frate.
Bag faza lungă în cazul acesta. Aici se frânează, frate, că e periculos în curbă. Dă-i talpă, păi îi dau, frate, dar totuși, câtă talpă să-i dau, că iarăși ne ajungem și ne tamponăm. Ia uite pe băieți acolo în față. Hai că-i ajung. Hai că i-am ajuns. Atrag atenția celui din spate. Să păstrez distanța asta, că ar fi cel mai bine. Nu mai am timp, am înțeles acum. Cine a făcut serverul de tracker prin România internațională convoi? Păi clar, s-a făcut cerere, na. E un convoi organizat cu mult timp în urmă. Deci nu e un convoi făcut de pe o zi pe alta. S-a făcut cerere și de server și așa mai departe. S-au spus câte camioane se vin și se aprobă. Dacă vin, nu știu, un număr de 400, să spunem, de 300 de camioane, categoric, din câte am înțeles, Tracker MP-ul, cum se cheamă, îți oferă server. Îți deschide un server cât ține convoiul, 2 ore, 3 ore, maxim 4, cred. Oricum, dacă sunt, să spunem, nu neapărat 700, dacă sunt 600 de camioane, e adevărat, România Elite mai scrie o dată istorie. Frate, bariera vieții. Cu trenul vieții cu tot. Dar eu schimbam vitezele, mă jur că m-am apucat să schimb vitezele, am și uitat că sunt pe cutie automată. Da, în curba asta dacă o iau cu 100 la oră e suficient, zic eu. Nu ar trebui să mai frânez, să mai accelerez ca să nu mă răstorn. Nu mai știu la ce sensibilitate am, cum se cheamă, vagonul, remorca. Te salut, Alex. Sunt 800 de camioane la convoi. Păi sunt ceva. What the fuck, acum eram să mă bag în parapet. Sceavaro minus un abonat. O să fie și minus 10, stai liniștit că nu poți să împaci pe toată lumea în viața asta. Deci categoric, stai liniștit că nu e problemă. Adică până la urmă îți dai seama că multă lume este nemulțumită. Te salut, Ade. Frate, dar nu vrea să tragă. Ia uite-te. Mamă, ce greu merge. Auzi. Te salută, Raul. Mamă, de abonat că...
Manager remorci. Știi cum să anulare. Da. User in your channel timed out. Ok. Da, aici nu e cu... Salut, George. Se vede mai bine decât la pericol. La mine se vede mai bine decât la pericol? Păi chiar sincer nici nu știu ce ca... careva cum poți să rezolvi frame drop-ul în ETS2, Darius, asta e un secret și pentru SCS. Și SCS are problemele acestea. Prin ce oraș sunteți? What the fuck? Opa, frate, că bat. Opa. Avarie, frate. Frate, că e zgomot prea mare aici, trebuie să mă dau mai în sus. Ia să vedem. Categoric nu mai am cum să îndrept.
E prea în scurt, frate. Nu mai am cum să îndrept aici. Oricât aș vrea eu, nu mai am nicio șansă. Uite atât. Sper că e bine acum. Da, și este GLV lângă mine. What the fuck? Ia să văd, pot să mai dau un pic mai în față? Ok. Frate, nici nu știu cum sunt poziționat cu roțile. Uite așa. Perfect. Perfect. Opresc motorul. Îți dai seama că calea Duisburg e fără admin? Da, categoric, îmi dau seama. Ia uitați-vă aici. Hai să dăm rapid înapoi. Da, categoric acum pot să stau și eu aici liniștit, să scriu și eu ceva. Un lucru să mai dau, opțiuni, audio, să dau efecte sonore. Uitați așa. User left your channel. Cred că e mult mai bine acum. Nu, George, nu sunt în realitate șofer de tir. De ce nu ai facecam, Robert? Pentru că nu e importantă fața mea, până la urmă, mai, ci jocul, gameplay-ul. Te salut, tiner. Ceva, dacă vrei și nu mai ai nevoie de mine, administrator pe Discord, mă poți scoate. De ce, Bogdi? Te salută, Denis. În ce ora sunteți? Nu pot să dau astfel de informații. Deci haideți să discutăm despre altceva, frate, dar nu de, pe în ce oraș, pe unde mă aflu și așa mai departe. Conduci foarte bine, de aia am zis. Astăzi am condus foarte prost, George, mai ales că am fost foarte mult atent în chat. Azi chiar sincer, am condus foarte prost și stau foarte prost cu parcarea cu spatele. Recunosc, acolo dacă e să dau cu să parchez cu spatele, frate, ies praf. Chiar trebuie să exersez chestia asta. Citește mai sus ceva. N-am cum să citesc mai sus. Daniel, ce vreau, ce îmi recomand să îmi cumpăr acum, Goingist sau Vive la France? Daniel, îți recomand prima oară Scandinavia. Deci dacă e să alegi între Goingist sau Vive la France, îți recomand Scandinavia. Deci primul lucru, Scandinavia, după aceea Vive la France. Goingist-ul e cum e. Adică e foarte ieftin, poți să le mai încolo. Beno, drum bun și ție. Să știi că ești un super om, ceva important. Darius, îți mulțumesc frumos pentru apreciere. Eu doar ți-am spus, nu te-am întrebat. A, ok, Bogdan. Cum dorești, până la urmă, nimeni nu te poate forța. Restul de răsirurile le am, doar astea nu le am. A, ia-ți Franța, Goingist-ul e praf. Eu am luat Scandinavia, apoi Italia. Am jucat pe Italia 3 zile. Izabela, crede-mă, Italia e super mișto, dar pe primul loc chiar este acum Balticul. E cel mai tare. Deci mă jur, e bestial. Te joci cu Pericol? Nu, Pericol se joacă cu mine. E, asta ți-a plăcut, e? Hai zi că sunt șmecher la faza asta, că ăsta este adevărul.
Deci Pericol se joacă cu mine. El a venit în jocul meu, nu m-am dus eu pe jocul lui. Adică eu joc de ceva nu timp Eurotrack. Adică eu sunt boss, frate, adică aș... Acum chiar mă umflu în pene pe Eurotrack. El e boss pe 5M, deci acolo eu n-am ce căuta, el e... Stai, ca ce joacă el? Ca Hitman, nu? Deci acolo categoric îmi dă headshot-uri, frate. Eu aici îi dau accidente, frate. Mai am să-mi cumpăr Balticul, spune Alex. Merită Balticul. Da, Hitman, așa este. Joacă ca și Hitman. Trei zile, adică 8 ore pe zi în continuu. Deci nu, sincer, până să apară, dacă o să te uiți la mine, ce am jucat în ultimul timp, o să vezi că numai pe Italia. Chiar dacă intram și pe multiplayer, tot din Italia plecam, așa de mult mi-a plăcut. Acum cred că o să joc numai pe Baltic. E cel mai tare DLC. Eu conduc ca o cizmă. Păi și cizmă are rolul lui. Deci ești important ca cizmă, frate. Nu vreau să mă scoți, dar eu ți-am spus că nu mai am, că nu mai ai nevoie, mă poți scoate, înțelegi? Nu, nu, dacă e să rămâne la atitudinea mea, nu, nu te scot. Cât costă acum ETS2-ul? Te rog să te uiți pe Steam, am înțeles că sunt reduceri foarte mari. Și eu mi-am cumpărat toate DLC-urile, inclusiv și Balticul. Calin, nu o să-ți pară rău cu Balticul, e bestial, merită cumpărat. Da, am auzit, Bogdane. 5 euro și ATS, dar și ETS7, am înțeles. Miha, te salut, o seară faină. Deci, categoric, acum suntem la parcare. Așteptăm să se parcheze comunitățile. În primul rând, România Elite. Și uitați-vă. Mai sunt în așteptare. Plus că trebuie să mai și vină. La mulți ani și ție, Intel. Nu Intel, Inter. InterX. Dark Mihai, bună seara. Oare de ce sunt reduceri pe Steam? Din cauza că e ziua României? Nu. Din cauza că s-a lansat Balticul. Și au făcut reduceri la restul, bla bla bla. E o chestie de comerț. Na. O să mai trimit Luțuri Suceava când o să reușesc să mai fac Windows-ul. Am înțeles, Bogdan, oricum îți mulțumesc. Suceava, la cei din România, ETS și ATS, sunt 5 euro. La mine în Chișinău ambele sunt 2 euro. Daniel, cum 2 euro costă în Chișinău? Băieți, schimbați-vă IP-ul pe Chișinău și cumpărați-vă pe Steam. Deci mă jur, dacă atâta costă în Chișinău, luați-mă VPN-uri, cum naiba se schimbă pe Steam, frate, schimbați-vă IP-ul și luați-vă. Te salut, Cosmin. Deci îți dai seama ce tare era dacă eram în Republica Moldova acum? Frate, făceam la chei de Steam-uri, frate, rost. Da, 2 euro pe Republica Moldova. E alt preț, frate. Iau alt, să spunem, altă valoare, moneda, încât cred că îl pune la valoarea lor. Cosmin, te salut dacă ești tot sucevean. Da, categoric, ne mutăm. Ne mutăm, mai ales că eu sunt aproape de ei, frate. Știi cum? Mă teleportez. Corect, îl iei de acolo și îl dai mai departe. Dacă donez 2000 de euro, vii în Londra? Nu, n-am ce căuta în Londra. Un ron e 5 lei moldovenești. Oho, am înțeles. Cum pot intra și eu în convoi? Nu prea ai cum să intri.
Pe ce server suntem? Pe serverul România Elite Convoi Internațional. Așa se numește serverul, e ultimul server. Nu, Bogdane, chiar n-am apucat să conduc în tir în realitate, chiar mi-aș fi dorit. Eu sunt din Făleș, ETS2 costă 2 euro. Valeriu, tu ești din Republica Moldova? Frate, n-ai cum așa de ieftin să fii acolo la voi. Server pe ETS2, ce e Europa? Uite-te la ultima, Claudiu. Intră pe multiplayer, uite-te ultimul server cum se numește. Îți spun eu, ultimul server se numește România Elite Convoi Internațional. Vlad, te salut. Păi ce să fac? Uite, stau aici și aștept să se parcheze toată lumea. Ia să mai scriu și eu în chat. Poc, 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 poc. Păi ce caută Cristianus pe aici, atât, frate? S-a rătăcit? Da. Așteptăm ca lumea să se parcheze. Mănânc Nutella, sponsorul Suceavaro. Baftă la servici, George. Iar american trea cu 3,49 de dolari. În Moldova ETS-ul e 2 euro, iar la mine 22 de euro. Dar Alex, tu de unde ești? Bogdi, nu, n-am mai apucat să joc. S-a mai băgat ceva nou în ETS, doar DLC-ul Baltic, Flavius. Te salut, George, succes cu serviciu. Da, Alex, da, tu, de unde ești? Eu sunt din Râmnicu cu Vâlcea, cum la tine e 22 de euro, dar noi vorbim de prețurile pe Steam. Cosmin, eu l-am cumpărat cu 35 de lei, cu Going East, împreună. Eu am cumpărat Mega Collection din Altex. Pe ce versiune joc? Pe 1.33. Bacău, am înțeles. Alexandru, te salut. Vreau un moderator, please. Daniel, nu se poate astfel. Sunt și eu pe server, spune Ciprian. Andrei Tudor, păi ce să fac? Uite, aștept ca lumea să se parcheze. Când te mai joci 5M? Sper că mâine, dacă îmi fac timp. Și pentru 5M, că mâine oricum o să joc Eurotrack. Deci mâine Eurotrack de dimineață, frate. Spre seară cred că o să joc. Și o să joc și PUBG Mobile mâine. Am promis că o să joc PUBG Mobile. Și o să joc pe canalul acesta, nu o să joc pe cel mic. Vreau să-l ajut pe Bog de acolo cu clanul lui. Killmaster, îți dau... Păi ce-mi dai până la urmă, Killmaster? Măcar încerc a treia oară. Încerc să vin la voi. În ce oraș sunteți? Nu pot să dau detaliul acesta. Nu pot să vă spun exact unde mă aflu. O să faci promovare la clan, da? Am înțeles, Just. User left your channel. Îmi place mult canalul. Care canal, Andrei? Canalul de YouTube sau ceva? Eu știu în ce oraș ești, că am văzut pe hartă prin GPS. Dar poți să spui, Daniel. Eu nu pot să spun, dar tu poți să scrii în chat dacă știi.
Nu, nu mă supăr. Deci care știți, spuneți unde sunt. Eu nu pot spune, dar dacă voi puteți scrie în chat, nu mă supăr. Andrei Tudor, îți mulțumesc frumos. Stai în Suceava, Renault, frate, vii cu astfel de întrebări, categoric, am zis de nu știu câte ori. Categoric, uite, să spună băieții care au fost atenți în ce cartier stau. Stai să mă uit, da, pe mut, m-am uitat dacă sunt pe mut pe TeamSpeak. Nu e întrebare. Deci nu e întrebare. Georgenescu, uite că știe Teodor. Și Miha. Ok. Adică nu știi de unde se trezește un moderator să-mi dea bloc. Nu îți dă, Daniel. Poți să spui. Vlad, ce-am pierdut? Tot convoiul, acum ai venit la parcare. Și ceea ce este ciudat, chiar este ciudat, este că sunt mai puține camioane roșii, frate, și erau în mod egal. A, uitați-l pe Pericol. Aici este. Ia să vedem pe cine mai găsesc eu. Uitați-l pe Mr. Bandit. Uitați-l pe domnul Geleven. Hai că ne uităm așa, frate. Poate mai descoperim pe cineva. Sunt cam amestecați pe aici, atât, deci e cam greu de găsit. Ia să vedem, unde este bunicul, frate, că știu că este și bunicul. Bunicul la ce culoare este? Știe careva? Uite-l pe driver cătă. Ionuțe TS. Uite-l pe bunicul Florentin, acum l-am văzut. Uite-l, frate, uite-l pe bunicul Florentin. Toți nebunii. Da, și uitați, mai sunt comunități care trebuie să se parcheze. Hai să-i dau mai rapid așa. Faină, faină chestia asta cu galbenul acesta. Sincer, chiar îmi place cum arată. Mișto gândită. Uite și Rotrans HD-ul. România, Argeș. Opa, e nou pentru mine România, Argeș. Ia să vedem. Stai, frate, că te miști mai repede decât mă mișc eu cu camera 0. Ia să vedem, salut Suceava, mi-aș dori să vin la convoiul acesta, dar încă nu mi-am reparat placa video. Păi cam târziu, că acum se parchează comunitățile. Să mai scriu un chat să nu-mi iau kick, Doamne ferește.
Ia să vedem, vreau să îmi dați debloc pe canalul lui Alex Infinit și încetez. Vreau să scriu. Vreau să scriu pe canalul. Ah, stai puțin Kill Master. Stai puțin. Uite acum, stai că te rezolv. Unde este? Ascunde utilizatorul pe acest canal. Uite, gata, băiatul. Uite că te-am rezolvat. Deci mai scrie la Paștele Caielor. Că mai mult încurci și deranjezi, ca să zic așa. Pur și simplu am intrat la tine pe canal și am văzut că ai un video. Ia să vedem. Eu am ieșit succes la convoi ceva, la mulți ani. La mulți ani și ție. Mulțumesc frumos că ai venit. Ce lag ai deja? Categoric am lag. În momentul de față, ia uite-te, ia uitați-vă. Deci uitați-vă cum se numește serverul. Stați, dau, uitați aici, iată, cum se numește server. România Elite Internațional Convoi. Așa se numește serverul. De super tare iarăși chestia asta. Și sunt deja 151 de persoane aici, iată. Uite pe Geleven, Mr. Bandit. Și lista continuă, ia uitați-vă, numai România Elite. Uite, Shiro Trans HD-ul. Categoric sunt ceva persoane. Și deja văd că sunt și 724. Deci, categoric sunt 777, 778, 789. Frate, 800. Ia uite, Claudiu. Al 800-lea s-a conectat. Frate, deci sunt. Superstar, te salut. Da, Alex. Până la 800. Doar la Bandit. Nu, stai liniștit. Mă urc mai de sus, frate, ia să vedem. Ia uitați-vă, fraților. De se poate și astfel. Da, este și pericol. Salut, Radu. Ceva, canalul Master Killer sunt eu. Nu știu care Master Killer, care... Pe cum chiar nu știu, Alex. Quicksoft, te salut. Frate, dar sunt ceva camioane, pe cuvânt acum. Robert, ce părere ai de orașul Suceava? Cel mai frumos oraș din lume. Simplu. Da. Frate. Anonimul, mulțumesc frumos. Dacă am Instagram, nu. Chiar serios, nu am Instagram, Andrei Tudor. Nu o să încapă 800 aici, iată. Nu știu nici eu cât o să încapă, cum s-au gândit parcările. Sincer, nu știu ce să spun. Nici eu nu o să stau, frate, până se parchează chiar ultimul. Vă dați seama, mai durează o oră, cred că. Ia uitați-vă, fraților. Fraților, dar numai atâtea persoane, adică, sergent, totuși, 3-4-2. Trebuie să mai vină. Și 3-7-6. Lăsați-i să se parcheze, nu le mai dați click acum. Lăsați-i să parcheze și cine rămâne în plus, la ele dați click. Așteptați-o. Facebook-ul rămâne ceva personal. Unde este camionul meu parcat? Frate, mă duc direct pe el. Frate, să nu spui că Bandit e parcat în spatele meu. Da, Bandit e parcat exact în spatele meu. 3-4-2. Am donat un like. Îți mulțumesc frumos, Bogdan. Atlas Logistics de la noi.
Ungaria. Peluțul Căluțu Alex a scris cel mai tare convoi. Pe cuvânt, chiar a fost. A fost un convoi frumos. 2-9-0, salut, să văd. Acum sunt curios, frate, cât o să dureze și parcarea. What? Ce se vede acolo, frate? Ia să vedem, ce naiba se vede aici? Ah. Nu știam ce naiba se vede acolo așa. Suceava a început să se parcheze în toate firmele din oraș, nu doar aici. Plimbă-te prin oraș pe la firme. Am înțeles. Ia uite-te. Am înțeles, din cauza lagului, frate. Ia uite-te. Aveți dreptate, ia uitați. Ia uite. Uite, asta nu știu, mulțumesc pentru informație. User left your channel. Pe la hotel? Uite. A, mă așteptam să mai vină, să se parcheze aici, iată. Ia uitați-vă. Oho, până aici cred că pot să văd. Ia uitați-vă. Ia uitați-vă. Rotera Traffic. Ia să vedem. Schimbăm, punem și noi ceva muzică. User joined your channel. Da, chiar sunt curios ce părere aveți despre acest convoi. Ce lag ai la gunoi cu PC-ul ăsta? Ce să-i fac, frate? Am lag. Sunt poziționat prost, în inima lor, cum s-ar spune, știi? Și-mi creează la chiar dacă merg pe camera 0. Cât sunt acum pe tab? 194. Suceava îți dă chei de la convoi? Cum adică? Că nu înțeleg ce vrei să spui. De la noi, Alexandru, 84. Suceava, de ce nu ai dat toate grafica pe low așa cum mă joc și eu? Pentru că nu-mi place, Daniel. Ori joc, ori nu mai joc. Nu știu. Tot timpul am mers pe premiza asta. Dacă nu pot să joc pe high, nu joc. Sau măcar pe... minim pe medium. Dar nu, de obicei nu joc pe medium. Dacă nu văd detalii, nu joc. Și am doar... na. Deci, Daniel, clar, înseamnă că îți place foarte mult. Deci, am înțeles că au plecat și în alt oraș. Acum am auzit discuțiile că au plecat și în alt oraș pentru că aici este lagul prea mare. Andrei, te salut! Noroc și ție! Dă-mi și mie un fum, frate, s-a auzit că am aprins becheta. 81.
Bandit stă lângă camion și are 60 de FPS-uri constant. Da, dar ce placă? Nu, categoric, nu știu, poate n-are totul pe height. Categoric, nu cred că are totul pe height și scaling-ul pe 400, frate. Chiar nu cred asta. Chiar nu cred. Refuz să cred chestia asta. A, ăștia nu plac. Balkan Trans Drive Euro Trans Rotera Traffic Văd BT Express. Ia uitați. GTR-ul. Pe aceștia nu știu. Stuci. Uitați BT Express-ul, au venit și ei. User left your channel. Roll Logistic. Alți turci. Rotir Express. Deci băieți, sunt devenit o groază. Deci categoric, ia uitați-vă ce e aici. Frate, să mai scriu și eu ceva în chat. Ok. Și cred că cel mai bine ar fi să scot tagurile. Nu folosesc Facebook-ul. Te salut, Alex. Da, Alex, l-am și cumpărat, după care am auzit că a devenit gratuit jocul. Chiar mi-e ciudat, am dat 5 euro. Te salut, Chris. Ce vă rog, lui un prost i-a dat bani. Păi, na, nu știu, n-am fost atent dacă și-a luat cineva bani. Tu ce folosești? La ce te referi, Alex, când întrebi ce folosesc? Când ai timp să ne jucăm, dar nu l-am instalat, Alex. Eu mi-am șters PUBG-ul de PC, versiunea de PC, ca să am spațiu. Ia uitați-vă că au început să se parcheze. Frate, dar nu știu dacă poate să se parcheze cineva. Te salut, Twist. Fanul, eu am 41 de FPS-uri pe height și e ok. Dar ce placă video ai, fanul, și ce procesor? Chiar sunt curios. Pe unde sunteți acum, Chris? Nu știu, nu pot să dau detaliu, sincer. Mai ales că sunt mulți admini aici și văd că, după câte am auzit, s-au dat și banuri. Salut, Dragoș! Te salută, Ionuț, Eduard, salut!
Ce v-am întâlnit un camion roșu, o să-ți poarte noroc. Au început să dea banul că sunt prea mulți trolleri. Da, bănuiesc că pentru troll s-a dat. Adică aici e vorba de convoi, dacă nu faci parte din comunitate, de obicei îți dă kick. Dacă intri din nou, te banează la un moment dat. Dar uitați-vă și voi ce e aici, fraților. Plus că sunt parcate prin alte firme, că nu încap aici toți, cum ați zis și voi. Am un i9, e gata, ce mai e? Un i9, ce mai vrei? Te pui cu un i5, frate? Și cu un i9 tu ai 40 ceva de FPS-uri. Cât ai dat pe procesor, Fano? Nu te întreb, e treaba ta, nu e treaba mea, dar categoric. Nu stă în 60 de FPS-uri, e nasol în cazul ăsta. Tu ești cu Rotrans HD sau cu Roelit? Anto, eu sunt invitat de comunitatea România Elite. Și încă într-un oraș sunt parcat și nu încap toți în orașul ăsta. Da, știu că am auzit și numele orașului, dar nu o să-l spun. Da, s-au parcat și în alt oraș, nu în același oraș cu noi, în care ne aflăm. Ia să vedem acum. 234 de camioane momentan. Și încă mai sunt de venit și sunt și în alt oraș. Îmi trece de 400 când sunt singur și acum am 218 FPS-uri. Deci, Fanu, acum sincer, eu n-am auzit de mai mult de 60 de FPS-uri în Eurotrack. Sincer, totul pe height, eu n-am auzit de mai mult de 60 de FPS-uri. Ceva, cum pot să vorbesc cu tine pe privat? Alex, pe Discord. Am Discord. Te salut, Robert. Nu, acum serios vorbesc. N-am auzit de mai mult de 60 de FPS-uri pe Ultra. Totul la maxim dat. Din câte știu, jocul este făcut pe Ultra să meargă în 60 de FPS-uri. Salutare, Gabriel. Hai, dacă deselectezi fixarea de FPS pe 60. Și de unde, Fanu? Că chiar asta n-am știut. Dacă aș veni și eu acolo, mi-ar împușca PC-ul. Categoric îți dai seama. Dacă sunt peste 600 de camioane, îți dai seama că nu încap toți într-un oraș. Sau într-o parcare. Pe lung câte FPS-uri merge. Da, asta e. De unde mai exact, Fanu? Din setări de grafică, din meniul jocului, din administrator de undeva, din consolă, întreb. Nu știu cum e parcare să mă. Dacă am înțeles, Valeriu. Ia să mai scriu și eu o dată în chat. Scot chat-ul că se spamează. Din setări de la config. Opțiuni de la valori grafice, când nu știu de unde config. Din afara jocului. Am înțeles. Te salut, Quick. Da, Fanu, adică mai mult de curiozitate, că chiar nu știu să... Eu asta îți spun, că mai mult de 60 FPS-uri nu scoate nici mie. Și ar putea...
Corect, corect. Aici sunt mai mulți decât pe calea Duisburg. Categoric sunt mai multe camioane. Eu am 19 FPS-uri, spune Răzvan. User left your channel. Ce nume ai pe Discord? Ceavaron. A început să se blocheze live-ul. Nu, nu cred că se blochează live-ul. Chiar nu văd de ce s-ar bloca live-ul. User left your channel. User joined your channel. Da, corect, a rămas gol cale Duisburg, frate. User joined your channel. Salutări Rotrans HD-ul, Răzvan. În ce țară ești cu tirul pe ETS 2 mod? Nu există așa ceva. Ce spui tu acolo, Andrei? La mine s-a blocat odată. E posibil să aibă un frame drop sau ceva de genul, dar nu, nu mai mult. Și categoric toată lumea se mișcă în lag aici atât. Deci categoric nu se blochează, este lag pe server. Da, Tudor, da, este. Este și pericol, e în fața mea. Adică au... Dacă au venit toți turcii, da, sunt ceva turci. Ia. Ia uitați-vă, și aici parcați. Și pe acolo, frate, se parchează pe unde apucă fiecare. Uitați, și acolo parcați. Și plus că erau parcați cei în galben, văd că au plecat. Deci vin, se parchează, salută și... Na, înțelegeți voi. E prea mult, frate, e prea mult. Nu rezistă mulți. Hai să mai tragem un raite, să vedem. Mai sunt aici băieți parcați, uite. Și aici sunt parcați. Băieții de aici vă că au plecat, că erau parcați aici la gard. De asta vă spun. Și să mai fie parcați pe aici prin zonă, nu mai știu să fie. Ia uite cum mai vin încă băieți. De asta vă spun, ia uitați-vă. Ia uitați-vă, stai să vedem. Uite și băieții aceștia au venit acum. Ia uitați-vă, nici ei nu știu unde, uite, unul se duce pe acolo, unul pe aici, iată. User joined your channel. Categoric nici aici nu mai încap băieții. Frate, ia uitați-vă ce e aici, iată, clar încrapă PC-ul, frate, ia uitați-vă. Și băieții care erau parcați aici, iată, vă că au plecat. Băieții tot dispar. Categoric nu rezistă mulți. Le frică să nu le crape PC-ul. Pe ce server ești atunci? Pe ultimul server, Gabriel. Se numește România Elite Convoi Internațional. Nu știu locotenent cât am dat pe PC, că l-am cumpărat pe bucăți în timp. Deci nu l-am cumpărat gata făcut. Mi l-am făcut singur. Ceva, am două pleci. Ce să vreau, dar habar n-am ce placa aia, nu e bună frate, nu e pentru mine. Adică n-am sursă să o alimentez, mai simplu spus. Hai să vedem acum. Ia uitați-vă, fraților, dar durează o veșnicie până se parchează tot. Ceva poți, te rog să-mi faci un PC? Nu, n-aș putea să fac treaba asta, Valeriu.
Dar dacă vrei să spun un PC cât de cât, da, ți-aș spune un i5, un Ryzen 5, un 1050 de 4 GB, un 8 GB RAM, un SSD de 250 sau 240, e perfect. Eu zic un PC medium, știi? Cu care să-ți faci treaba. Dar asta nu înseamnă că o să-ți reziste aici. Nu rezistă, nu este PC care se reziste aici. Doar 1080, 2080, plăcile astea ultimele apărute cu i7, i9, Ryzen 7, ceva de genul. Nu mă întreba, Alex, că nu știu, am mai spus odată. Deja le spune că poate să iasă cine nu mai vrea să stea ca să mai câștige măcar 2-3 FPS-uri. Da, categoric, am mai zis-o, că lumea stă, se parchează, se salută și pleacă. Că... Ia uite-te. Dacă vă uitați bine acolo, uite, iarăși o altă comunitate, ia uitați-o. Cum se parchează, se salută și pa. V-am zis, sunt prea multe, prea multe. Deci pe cuvânt, la câte camioane? La 600, minim 600 de camioane, n-ai cum, n-ai cum să te parchezi. Am văzut pe live la Vandet unul care avea asta în tag și mergea mai fluent și mai bine decât la Bandit. Avea și placă video și firma. Nu știu la ce te-ai referit, Daniel. Da, uite că ai primit linkul de la Discord, Alex Infinite. Da, e ciudat, sincer. Pe cuvânt, dar n-ai cum să parchezi atâtea camioane, frate, în același loc. Ce-i drept? Oare cât o fi maximul de camioane pe server? Serverul este făcut, după câte am văzut eu, de 1000 de locuri. Deci maxim 1000 de camioane puteau intra pe server. Ceva, o să te uiți, te rog, pe Discord în privat ce o să-ți trimit? Da, Valeriu, la sfârșit o să mă uit. Da, după live, categoric. Adică avea un turc placa video GTX 2080 și nu avea lag deloc. Am înțeles acum, Daniel. Nu știu, nu știu nimic. Îți dai seama, sunt niște PC-uri pe care nu cred că o să mi le permitare curând. Adică un 2080, poate peste 10 ani, frate, când o să ajungă la un preț cât de cât mai real. Adică la un 5-7 milioane, maxim... 1000 de lei. Chiar cât costă acum un 2080? Că voi știți și prețurile cu siguranță. User in your channel timed out. Da. Big mai? Big mai e 30 doar? Mi se pare încă ieftin, adică din câte știu e mai și scump un 1080, Gabriel, deci ai dat cu presupusul cu siguranță. Mai scump este un 1080 în cazul ăsta. Cum se folosește Discord că nu știu să-ți dau cerere pe... Nici eu nu știu, Alex. Până în 35, Vasile, adică ai, păi 1080 parcă e mai scump. Păi dacă scrii 1300 de dolari, clar, e peste 50. Păi e peste 50 de milioane. Cred că tot PC-ul meu, tot cu periferice, face cât placa aia video. Eu nu fac,
Caut să-ți dau să vorbim. Am înțeles, Alex. Păi nu-mi rămâne live. Oh, încă mai durează, frate. Ia uite cum fugă ea să se parcheze. Ia uite cum se plimbă ăștia prin oraș. Da, v-am zis că mai mult o să dureze parcarea, frate, decât convoiul. Că așa e de obicei, când sunt multe camioane, tot timpul e problemă cu parcarea. E greu cu parcarea. Trebuie să punem mesajul? Ce, nu? Nu puneți nimic, nu le scrie nimic. Să facă gara un mesaj. Scrie pe Google 2080 Ti price și începe de la 1100 până la 1300. Na. Dă-l dracu, nici nu vreau să mai aflu, Daniel. Adevăr, cu banii ăia pot să fac mai multe în viață decât să-mi iau placă video. Momentan, deci, categoric, la salariul meu nu-mi permit. La mulți ani, la mulți ani. User in your channel timed out. Și la convoi cum plecați? Roșii primii sau... Gabriel, e parcarea, e sfârșit convoiul. S-a terminat, uite, și adminii s-au parcat acolo și escortele. Ia uite. Da, categoric eu vreau să vă mulțumesc frumos tuturor care ați fost din nou alături de mine. Eu sper să ne revedem și data următoare cu un nou live. Până atunci, o seară cât mai plăcută vă doresc. Pa, pa, băieți!